Urmărește toate meciurile din Liga 1, din orice colț de lume, pe primaplay.ro. În spate pe Albu, centrează Camora, destul de bine, minge respinsă de Huygebaert și vine șutul deviat! Ce ocazie mare a Clujului, un șut deviat care cred că prindea poarta, în imagine este Omr. Revedem faza. Minge întoarsă la Omrani, Omrani șutează și acolo deviază Gaici, careul mic. Acolo pleacă centrarea, este târziu Mogoșanu și degajarea lovește pe Omrani. Mingea rămâne în teren, este degajată prost, farfecă pe spate și cred că este joc periculos la Andrei Burcă. Se scuză fața adversarului său. În orice caz, o fază care arată că echipa poate fi vulnerabilă, echipa gazdă poate fi vulnerabilă la aceste faze fixe și recuperează Samoac și acum Sidibe. Sidibe față-față cu Camora. Sidibe pedalează pe lângă minge, intră în careu și șutul său trece alături. Bălan și arată frustrarea că n-a dificultate Camora. În acest ridea, cam în momentul centrării, pasează înapoi, Bordeanu, fetă bună lui Bordeanu, are culoar, șutează, peste. Băga piciorul sub minge, Bordeanu, asta după ce și-a... Trarea lui Omrani n-a fost rea deloc. I-a lipsit puțin lui Debeliuc să devieze balonul scosă. Huygebaert n-avea de unde să știe că în spate toare când CFR-ul are un meci foarte ușor cu Clinceni. Iată o minge recuperată de Bălan. Șutează Bălan și apără Hindri. Prima ocazie clară a meciului. Bălan n-a reușit să... Necaracteristică apărării clujene, a fost pasa lui Păun și șutul sale sunt mai tot timpul perfecte. Iată minge pusă pe capul lui Debeliuc. Debeliuc întoarce balonul spre poartă. Apare acolo Sigur Ionson. Centrarea lui Burcă n-a fost rea. Păun, superioritate acolo în flanc. Apare Deac. Deac centrează, lovitură de cap și gol! Sigur Ionson! Superioritate pe flancul. Ondan pe nicăieri. Ar fi trebuit să fie acolo, să ajute în flancul stâng, flancul lui Huygebaert. Huygebaert nu reușește să oprească centrarea lui Deac. Era un 2 contra 1 cu belgianul prins între doi adversari. Bună centrare, Păun. Fenta lui Păun. Pas înapoi și ratare uriașă a lui Debeliu. Acolo sunt 8 metri, poate 7. Și de este o ratare cosmică. Iată-l pe Debeliu. Primește mingea și cum poate să dea în ea. Iată-l acum pe Bausa, șutând alături. Hindrich nici n-a întins brațele, a simțit că mingea nu prinde spațiul porții. Spuneam de la Csíkszereda, în această vară. Urcă Manea. Șutul lui Manea, frumos! O bomba lui Manea trece aproape de vincul. Deac sprintează în flancul opus. Bună pasa lui Păun. Deac, singur cu portarul. Deac este 2-0. CFR-ul rezolvă meciul. 2-0, minutul 89. Excelentă pasa lui Adi Păun. Foarte bună și demarcarea lui Deac. A șasea în 8 deplasări pentru CFR.
exemplu de pragmatism. Sperăm ca CFR-ul să obțină prima victorie. Ce bară frumoasă a lui Bălan, șut frumos, aproape de vinclu. Acum două urgență. Încă o dată șutul frumos lui Claudiu Bălan. Aproape de vinclu, Hindriș n-avea cum să ajungă la această minge. Ar fi fost primul gol marcat din afara careului de Craiova. Până acum n-are nicio reușită dincolo de 16 metri. La fel ca